Ficatul este cea mai frecventă țintă a celulelor canceroase, dar datorită progreselor făcute în medicină au apărut diverse intervenții care opresc dezvoltarea cancerului hepatic. Discutăm astăzi alături de conferențiar dr. Bogdan Popa, șeful Departamentului de Radiologie Intervențională, Spitalul Clinic Sanador, despre chemoembolizarea hepatică și aflăm împreună totul despre procedură de la A la Z. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Salut, Romana, mulțumesc pentru invitație. Ce este mai exact chemoembolizarea hepatică? Chemoembolizare. Chemo vine de la chimioterapic, deci injectarea unei substanțe chimioterapice care are rolul de a distruge celule tumorale, iar partea de embolizare înseamnă ocluzie, astuparea unui vas de sânge. Practic, identificăm prin procedura de chemoembolizare vasele de sânge care alimentează o tumoră. Cel mai frecvent acest lucru se întâmplă la nivelul ficatului. După ce am identificat vasul sau vasele de sânge responsabile cu alimentarea acestei tumori, vom introduce pe acest vas niște substanțe chimioterapice, partea de chemo, cum am spus, după care vom emboliza acest vas, deci îl vom astupa cu anumite substanțe, care pot să fie substanțe tip burete sau niște microsfere și așa mai departe. Deci substanțe care astupă vasul. Ce se întâmplă practic în acest moment când noi astupăm vasul de alimentare a unei tumori? Îi oprim practic alimentarea cu sânge, cu oxigen, deci tumora respectivă nu va mai beneficia de această hrană a ei și se va usca, se va fibroza, se va necroza. Deci distrugem tumora prin acest procedeu. Când este indicată? Există indicații clare pentru chemoembolizare. Ar trebui însă să menționăm faptul că atunci când este descoperită o tumoră, principala cale, principalul tratament care trebuie abordat la început este rezecția chirurgicală. O tumoră odată îndepărtată, sigur că este cel mai bun tratament, ceea ce se poate face. Dar să nu uităm că există foarte multe cazuri când există contraindicații. Contraindicațiile pot să fie chirurgicale, de tehnică, de abort, pot să fie contraindicații de anestezie, pot să fie pacienți care sunt vârstnici, pacienți peste 80-85 de ani, care au astfel de tumori. Mai există contraindicații medicale, pacienți care, de exemplu, au pe lângă o tumoră hepatică ciroză hepatică, deci nu au un ficat sănătos și la care riscul operator este mare. Noi ne adresăm acestor grupe de pacienți, practic, care nu pot să fie operate. Deci tot acest pacient trebuie să beneficieze de un tratament pentru tumora respectivă. Iar acest tratament endovascular sau local, ceea ce înseamnă chemoembolizare, se poate asocia unui tratament care este prescris pe cale generală de către medicul oncolog în anumite situații și conform protocoalelor în anumite stadii în care există pacientul respectiv. Aș vrea să ne enumerați acum avantajele acestei proceduri. Chemoembolizarea hepatică face parte din grupa tratamentelor intervenționale endovasculare. Acestea sunt denumite tratamente minim invazive. Minim invaziv înseamnă ceva ușor pentru pacient, înseamnă că se fac niște incizii minime, nu se atinge abdomenul, deci chiar dacă lucrăm pe ficat, puncția prin care noi introducem în arteră cateterul care ulterior ajunge în vasele tumorii se face la plica piciorului, deci nu este niciun fel afectat abdomenul, nu se face o puncție la nivelul abdomenului. Nu se folosește anestezia generală, ceea ce iarăși este un avantaj pentru pacient, se folosește doar anestezia locală. Procedura durează până într-o oră, o oră și un sfert, cu tot cu pregătirile respective, iar a doua zi pacientul pleacă din spital. Practic, după ziua următoare, el se poate întoarce să lucreze, nu are niciun fel de limitări, procedurile sunt repetitive, deci se va întoarce la noi pentru un control după o lună sau două luni. Dar recuperarea lui este foarte rapidă. Atunci, haideți să facem așa un tablou mai amplu, să vedem din momentul în care ajunge pacientul să facă această intervenție la procedura în sine până la partea postoperatorie. Trebuie să facă anumite investigații înainte? Da, sigur. Pacientul este evaluat înainte. Există o comisie care îl evaluează sau un medic oncolog care îl trimite către procedeul de radiologie intervențională pentru că, așa cum am spus, pacienții sunt și ei în diferite stadii și atunci trebuie să știm în funcție de stadiul în care vine pacientul respectiv. Dacă el este potrivit pentru o operație sau dacă este potrivit pentru tratamentul endovascular sau dacă este depășit momentul tratamentului endovascular, de exemplu, și atunci trebuie să meargă către un tratament oncologic, un tratament chimioterapic, sistemic, targetat și așa mai departe, prescris însă de medicul oncolog.
Deci în funcție de evaluarea acestui pacient, el poate să ajungă candidat pentru procedeul de radiologie intervențională, care poate să fie chemoembolizare, apropo, dar poate să fie și altul, ablație prin radiofrecvență, crioablație, microunde și așa mai departe. Apoi pacientul este internat. Așa cum am spus, se internează pentru 24 de ore. Sala de angiografie este o sală de operație. Vine, va sta în această sală, așa cum am spus, o oră, cu anestezie locală. Este în permanență conștient. Discutăm cu pacientul în timpul procedurii. După care el se va reîntoarce la salon. Nu stă pe terapie intensivă, nu are nevoie de așa ceva. A doua zi este revăzut și pleacă acasă. Putem vorbi de riscuri și complicații? Putem vorbi, sigur că da, și suntem obligați să facem asta în medicină totdeauna, pentru că există riscuri și complicații și dacă nu știi să faci bine o injecție sau dacă nu este potrivit locul respectiv. Există și riscuri și complicații, există peste tot în lume. Din fericire, procentul acestora este foarte mic. Vorbim aici nu de reacții normale, tranzitorii, ușoare, care pot să apară sub denumirea sindromului de postembolizare, dar vorbim în principal, când ne gândim la riscuri și complicații, de riscuri mai grave sau de reacții mai grave care ar putea să apară, dar ele sunt citate undeva într-un procent de 1,7, maxim 2%. Și sunt de cele mai multe ori tratabile. Dacă știi să le recunoști și le tratezi, nu se ajunge la reacții grave sau la deces. Printre contraindicații ați menționat ciroza hepatică. Ar mai fi și alte contraindicații? Medical vorbind, ciroza hepatică este cea mai importantă. Medical vorbind, ca și afecțiuni. În rest, vârsta nu reprezintă de asemenea o contraindicație. Uneori mai am pacienți care vin sau aparținători care îmi spun că pacienții au 83 sau 85 sau 87 de ani. Nu reprezintă o contraindicație, pentru că e un tratament minim invaziv. Dacă discutam de o anestezie generală, era altceva. Dar anestezia locală nu contraindică, desigur, asta. Mai pot să existe contraindicații, dacă ne gândim la operații, alături de ciroză, contraindicații tehnice. Deci sunt situații în care tumorile sunt foarte mari, adică vorbim de stadii în care pacienții vin târziu. Astfel de tumori, din păcate, nu dau simptomatologie. Există posibilitatea ca un pacient să aibă o tumoră de 8-9 cm ficat și să nu aibă absolut niciun simptom specific și nici mari modificări ale analizelor. Și atunci, dacă 70% din ficat, de exemplu, este prins de această tumoră, asta reprezintă iarăși o contraindicație. Sau dacă sunt foarte mulți noduli, dacă peste 60-70% din aria întreagă a ficatului, lobul drept, lobul stâng, sunt pline de noduli care sunt peste tot, iarăși acestea sunt contraindicații chirurgicale, pentru că nu ai cum să intri și să-i scoți pe toți. Și atunci care ar fi soluția? Tratamentul endovascular, plus, minus, asta se discută în bordul oncologic, tratament chimioterapic, pe cale generală. Vă mulțumesc mult pentru informații. Cu plăcere.